Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV. Așadar, în fiecare zi de la ora 16 și ora 20 ne găsiți și în online, dar și dacă deschideți televizoarele, și vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi. Discutăm astăzi despre ce înseamnă tehnologie, ce înseamnă agricultura în zilele noastre, dar mai ales ce înseamnă educația și educarea copiilor în acest sens. E gata vacanța, copiii au revenit în bănci și cadrele didactice, bineînțeles, sunt acolo și astăzi încercăm să aflăm și noi ultimele noutăți în ceea ce privește activitatea pe care cei de la Liceul Agricol din Giurgiu o desfășoară în această perioadă și știm că nu prea stau, au destul de mult de lucru aici, unde mai punem că vorbim și despre investiții pe care multe dintre liceele și colegiile din județul Hunedoara nu le au. Astăzi, alături de mine, este domnul Octav Cișmașu, directorul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu. Bună ziua, bine ați revenit! Sărut mâinile, bine v-am regăsit, mulțumesc frumos din nou pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi, mai ales că este prima zi de școală. Este prima zi de școală. După vacanță. Exact, după o vacanță bine meritată, să spunem, pentru elevi și pentru dumneavoastră. Nu știu dacă ați simțit această vacanță sau nu, pentru că știu că ați avut exact, mai mult sau mai puțin. Am avut un pic de treabă. Dar totul pentru liceu, pentru elevi și pentru colegii dumneavoastră, pentru că trebuie să fiți acolo așa, omul de bază. Da, da, am putea spune asta, da. Într-adevăr, chiar dacă a fost vacanță, am avut o serie de activități destul de importante, pentru că știți foarte bine că atâta timp când ești activ în domeniul agricol, nu prea ai sărbători, nu prea ai vacanțe, nu prea ai sâmbete, nu prea ai duminici. Cert este că, într-adevăr, suntem în plină activitate la liceul la Giurgiu, atât pe partea educațională, cât și pe parte, dacă vreți, de agricultură și zootehnie. Iar acum, primăvara, cred că aveți și mai mult de muncă, având în vedere că ne aflăm sau începe cel puțin campania, nu, de însămânțare, de plantare a unor plante. Da, de pregătirea terenului, sigur. Da, știu că mare parte dintre plântuțe le aveți chiar acolo, pentru că aveți serele acelea care sunt din ce în ce mai interesante și mai moderne și vă pregătiți acolo totul, în propria... Da. Categoric așa este, mergem și suntem pregătiți de un nou sezon agricol, în ideea în care deja am început însămânțarea răsadurilor, am pregătit serele, ambele sere sunt pregătite și cea nouă modernă, dar am reușit să refacem puțin și sera veche, în ideea în care am refăcut cuptoarele, am refăcut paturile germinative, am lucrat un picuț și acolo, pentru că am vrea să vedem exact care este diferența dintre sera nouă tehnologizată și cea veche tradițională, care este din 1956, deci are ceva vechime și lucrurile sunt destul de echilibrate, pentru că diferențele de temperatură, de exemplu, între sera nouă, care este într-adevăr un pic mai mare, și cea veche nu sunt semnificative. Vrem să vedem cât de repede se încălzește sera nouă spre deosebire de cea veche sau viceversa, depinde de... Este prima dată când o utilizați? Da, este prima dată, da, este prima dată când o utilizăm, de aceea trebuie să o studiem un picuț, să vedem cum merg lucrurile. Pe de altă parte, mai avem în plan și relocarea culturii de lavandă, pentru că datorită unor condiții nu tocmai prielnice, o parte din lavanda pe care am avut-o s-a deteriorat și încercăm acum să o relocăm, să o punem pe strat de folie specială pentru lavandă și să vedem ce ne iasă. Am pregătit terenul,
solariile sunt pregătite în marea lor majoritate, așa că suntem acolo cu toate activitățile, cu toate lucrurile, suntem pregătiți sau încercăm să fim pregătiți pentru un nou sezon agricol. Pentru un nou sezon agricol și pentru noi provocări, având în și vedere pentru noi provocări, mai ales toate ideile pe care le-ați și pus în practică de altfel de-a lungul timpului și nu vă opriți. Nu ne oprim, așa, un izvor nu ne oprim pentru că suntem motivați să mergem înainte, mai ales că în perioada 26-30 aprilie vom fi gazdele Olimpiadei Naționale de Tehnologie. Asta înseamnă că la noi la școală vor veni elevi și profesori din toată țara. Vorbim de aproximativ 200 și un pic de elevi și profesori. Și vă dați seama că fiind un eveniment de asemenea învergură și noi fiind un liceu cu profil preponderent agricol și cu o bază materială mulțumitoare, nu putem să ne facem de mirul lumii, cum se spune, și trebuie să fim pregătiți cu absolut tot, de aceea solariile sunt pregătite, câmpurile sunt pregătite, lucrăm de zor la ferma didactică să mai aducem îmbunătățiri, să mai facem niște voliere ca să putem muta un pic animalele și păsările pe care le avem. Suntem în plin muncă. Vor participa la această olimpiadă și elevii de dumneavoastră? Sunt pregătiți pentru această etapă? Ar fi fost culmea să nu participe, sigur că da. Am avut întotdeauna rezultate onorabile la astfel de evenimente. Sunt convins că și acum vom face față acestei provocări cu brio. Elevii noștri sunt pregătiți, v-am spus, este și logistic multă muncă în spate, de aceea trebuie să ne implicăm cu toții ca acest eveniment să fie la cele mai înalte standarde. Ar fi putut să se organizeze în multe alte județe din țară, unde încă mai sunt licee agricole, cu toate acestea ați fost aleși să fiți organizatorii. Da, județul Hunedoara și implicit școala noastră a fost aleasă să fie gazda acestui eveniment, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că asta înseamnă că suntem vizibili, asta înseamnă că ne facem cum trebuie treaba, asta înseamnă că tot ceea ce noi facem, nu facem altceva decât să creștem valoarea acestei instituții de prestigiu din județul Hunedoara. Această olimpiadă va însemna și multă practică? Această olimpiadă înseamnă probă scrisă și probă practică, proba practică care se va desfășura fie în ferma didactică, fie în câmpurile didactice, respectiv în ferma vegetală. E foarte interesant că, iată, în 2024 vorbim de astfel de olimpiade despre care, în general, nu prea auzim mare lucru. Avem olimpiadele de limbă română, de limbi străine, matematică, informatică și așa mai departe, însă acestea parcă nu sunt chiar atât de, nu știu, poate interesante pentru mare parte dintre noi, dar iată că ele se întâmplă și se întâmplă în locuri unde, așa cum spuneați, și tehnologia vă ajută și îi ajută pe copii foarte mult și poate și într-o viitoare carieră acestor copii. Cu siguranță, asta am discutat, am avut o întâlnire 22-23 luna aceasta, am avut o întâlnire la București cu liceele agricole despre orizontul educației agricole 2030. Și una dintre discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei directori de la liceele agricole a fost tocmai acest lucru de a schimba oarecum mentalitatea despre liceele agricole, despre tot ceea ce înseamnă agricultură, despre felul în care se poate face agricultura. Pentru că știm foarte bine că peste tot este o lipsă de forță de muncă, iar pentru a suplimenta absența forței de muncă, atunci nu putem face altceva decât să apelăm la tehnologie. Apelând la tehnologie, automat ne ușurăm și noi munca și suplinim carențele de pe piața muncii. Și da, ăsta este unul dintre motivele pentru care liceul nostru încearcă să fie în pas cu tehnologia și să fie la curent cu toate tehnologiile noi care apar în domeniul agriculturii. Bineînțeles că, din păcate,
financiar nu ne permitem să... Asta vreau să adaug, toată această tehnologie înseamnă și, costuri foarte mari. Pentru că vorbim de tehnologia aceasta nouă. Bine, probabil că în timp ce vorbim acum a mai ieșit ceva nou pe piață în acest domeniu, dar oricum sunteți mult mai aliniați la realitate, să spunem, în ceea ce privește această tehnologie decât multe alte licee, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Și asta înseamnă bani, înseamnă foarte multe resurse financiare pe care trebuie să le alocați pentru ca acești copii să învețe cum se poate dezvolta și cum se poate lucra în agricultura anilor noștri. Da. Reușiți pe partea aceasta financiară să le duceți? Avem foarte multe proiecte, dar din păcate nu suficiente. Tocmai asta discutam și acum, pentru că la întâlnirea pe care am avut au fost reprezentanța Ministerului Educației, reprezentanța Ministerului Agriculturii, reprezentanța CNDIPT-ului și reprezentanța AFIR-ului. Și tocmai asta spuneam, că oarecum ca liceu agricol ne-am simțit văduviți de faptul că nu am putut să aplicăm, de exemplu, pe PNRR, pe dotare cu mobilier, cum au fost celelalte școli. Nu pe partea de liceu, repet, ci pe partea de grădiniță, învățământ primar, învățământ gimnazial, iar reprezentantul, secretarul general adjunct din Ministerul Educației mi-a dat dreptate și a spus că da, într-adevăr a fost oarecum o scăpare chestiunea aceasta și din păcate, deși vorbim de schimbare de mentalități, deși vorbim de importanța învățământului învățământului tehnologic și în speță a învățământului agricol, la sumele de bani cu care sunt finanțate aceste licee de agricole, nu, e clar că nu sunt suficiente. Dar am obținut promisiunea că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi alături de noi. Va fi alături de noi în sensul în care va continua să ne sprijine financiar. Acum, în limita posibilităților, dar, cum spuneam, orice resursă este mai mult decât binevenită. Și în contextul ăsta, la ultima emisiune la care am fost invitat la dumneavoastră, vă povesteam că mai am un of mare, și anume acela de a moderniza internatul. Având în vedere faptul că vine acum această olimpiadă, am zis, nu ne putem permite să arătăm cu spațiu de cazare așa cum arăta, motiv pentru care am alocat o sumă de bani din autofinanțată pentru a încerca să-l modernizăm și să-l reabilităm cât de cât. N-au trecut foarte mult timp și am primit un telefon de la Ministerul Agriculturii și de la domnul Lăcătușu și a venit întrebarea: mai aveți nevoie de bani? Evident de că da. De când așteptam această întrebare, evident, nu? Evident că da. Și automat că a venit și un sprijin din partea Ministerului Agriculturii. Deci ați primit bani și din partea Ministerului Agriculturii în fiecare an și bineînțeles că toți banii s-au dus către modernizarea internatului, astfel încât cred că până la sfârșitul, hai să zicem, până la mijlocul aprilie să fie deci gata. Deci vă mișcați destul de repede cu aceste lucrări. Ne mișcăm că trebuie, adică suntem condiționați de timp, având în vedere că olimpiada începe în 26, Comisia Națională va veni probabil în data de 25, deci trebuie să ne mișcăm. Aveți un internat destul de generos ca spațiu, mă refer. 160 de locuri. Multe spații pe care trebuie să le reabilitați. Vorbim și de mobilier nou. Vă ajung banii și pentru Nu, din păcate nu ajung banii. Ceea ce ne-am propus este de a schimba tot ce înseamnă instalație sanitară, tot ce înseamnă gresie, faianță, băi, instalație electrică unde se poate și, evident, recondiționare mobilier acolo unde se mai poate recondiționa. De când nu a mai fost reabilitat acest internat? Nu a fost reabilitat niciodată. Dar nu mai știu exact anul. Știu că au mai fost ceva probleme la instalațiile sanitare și au fost schimbate coloanele principale de scurgere, dar nu aș putea să vă spun exact în ce an. Oricum, a trecut cu siguranță destul de mult timp și era absolut necesar în condițiile în care aveți, cred, și elevi care locuiesc. Da, avem 37 aici, de elevi care stau în internat în acest moment și bineînțeles că noi trebuie să fim pregătiți în cazul în care există elevi care vor dori să stea în internat și în anul următor școlar, care vor veni probabil din alte zone sau le este greu să facă naveta, au posibilitatea
poate să stea în internat. Cu atât mai mult cu cât dacă se țin și de carte și iau peste 8,50, nu plătesc internatul. Adică internatul pentru ei este gratis, vor plăti doar masa în cazul în care nu vom avea programul masă sănătoasă. Dacă intră programul masă sănătoasă, atunci și mâncarea le este asigurată gratuit. Păi aveți acest program, funcționează? Da, suntem în program, chiar printre suntem în programul masă sănătoasă, dar să funcționeze bine. Din păcate deocamdată nu avem buget, așa că suntem în stand-by. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă, pentru că, cum vă spuneam, avem o relație foarte bună cu Consiliul Școlar al Elevilor și a fost una dintre întrebările care au fost adresate de către elevi când începe programul Masă Sănătoasă, sau, mă rog, fostul program Masă Caldă Transformată în Masă Sănătoasă. Sper să pornească cât de curând, pentru că este un ajutor real pentru acești elevi. Pentru mare parte dintre ei. Sigur, pentru că da. Sunt unii care probabil nu mai intrăm în capitolul ăsta, că nu are mai intrăm, sens, dar aceasta este realitatea și această masă caldă, masă sănătoasă, cum să numi acest program, contează foarte mult și cine știe, poate va reuși cumva să mai reducă și din abandonul școlar. De ce nu? Trebuie să avem încredere până la urmă că orice astfel de proiect vine în sprijinul real al elevilor și al părinților atunci când vorbim de situații financiare mai delicate în anumite familii. Spuneați puțin mai devreme că la întâlnirea pe care ați avut-o la București v-au dat dreptate cei de acolo, că poate acea scăpare ar fi fost importantă. Eu zic că ar trebui înainte să se întâmple astfel de lucruri să vă întâlniți cu toții și să vă aducă cumva din întreaga țară la aceeași masă și să discutați care sunt problemele reale pentru ca ele să fie regăsite în acele proiecte și să vă sprijine real, pentru că după e puțin mai dificil să mai rezolvați din ele, dar cred că întâlnirile acestea ar fi binevenite și înainte. Întâlnirile astea sunt extraordinare pentru că, în primul rând, ne cunoaștem unii pe alții, facem schimb de experiențe, facem schimb de bune practici, ne spunem ofurile și, din ceea ce am observat, problemele liceelor agricole sunt cam aceleași. Este foarte dificil să atrage elevii către un liceu agricol datorită mentalității despre agricultură, deci clar trebuie să începem să schimbăm mentalități. Când spunem agricultură, spunem sapă direct. Exact. Și atunci există foarte multă reticență din partea părinților, în primul rând, pentru că este cumva dat ca un exemplu negativ agricultura, din păcate. Încă mai avem parte de astfel de mentalități. Da, de la Ministerul... Învață să n-ajungi la sapă, deși nu mai putem vorbi neapărat de sapă în zilele noastre. Păi acesta a fost un punct pe care l-am ridicat în întâlnirea pe care am avut către Ministerul Educației și către doamna director de la CNDIPT, pentru că da, trebuie să schimbăm mentalități vis-a-vis de agricultură și totuși avem calificare profesională la nivel de învățământ profesional care se numește lucrător în agricultură de câmp. Păi automat când spui lucrător în agricultură de câmp, te gândești exact la... Mai trebuie puțin care, adaptată exact. și dacă tot, terminologie. Și dacă tot se modifică planurile cadru și tot se modifică planurile de învățământ, cred că ar fi foarte important ca în nomenclatoarele meseriilor să apară meserii care sunt în acord, dacă vreți, cu tehnologia din ziua de astăzi. Și putem avea, de exemplu, operator UAV, adică operator de dronă, pentru că facem agricultură cu dronele. Și sau putem aici, face, aici, da, și avem. Sau poate fi urban farming, adică fermier urban, pentru că după pandemie ați văzut că pe toate rețelele de socializare, da, există tot felul de oameni care s-au recalibrat și care fac agricultură pe verticală și pe, cum îi spune, sus pe bloc și așa mai departe. Adică, deci contează foarte mult și denumirea, chiar dacă probabil activitatea pe care o desfășoară este aceeași. Da, dar trebuie să fim creativi. Trebuie să fim creativi. Da, bineînțeles, și trebuie să fim creativi și trebuie să ne trebuie să ne dăm seama că acești copii, da, sunt în 2024. Născuți cu tehnologia la degetul mic. Vorbesc atunci, mai bine engleză unii dintre ei decât limba română. Exact, și atunci ar trebui foarte, foarte mult să venim în
în întâmpinarea acestei schimbări și să fim și noi acolo, că nu putem noi să fim cu carul cu boi și ei să fie cu altceva, da. Și asta e, trebuie să ne schimbăm un picuț și noi atitudinea față de ceea ce înseamnă agricultură. Trebuie să le demonstrăm că se pot face lucrurile și altfel, repet, mai ușor, work smart, not hard. Deci ceva de genul acesta ar trebui să încercăm să muncim inteligent, nu greu. Muncă, da. Fizică neapărat. Cum a fost primită propunerea dumneavoastră la București? Se ia în calcul promisiunii sau chiar s-a tratată? Nu știu dacă vorbim neapărat de promisiuni. Cert este că orice schimbare pleacă de la noi, aia este clar. Și dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, atunci va trebui să fim locomotiva care să facă acest schimbări. Ori fiind împreună acolo directorii liceelor agricole și spunându-ne ofurile care vă spuneam că sunt cam aceleași, cred că am reușit să tragem un semnal de alarmă și nu neapărat un semnal de alarmă, ci să venim cu niște propuneri concrete astfel încât lucrurile să iau o turnură în favoarea liceelor agricole. Sunteți, așa cum spuneam, în pas cu tehnologia, atât cât vă permite și bugetul și proiectele pe care ați reușit să le accesați. Și dacă tot vorbim de inovații, am găsit, căutând și pe pagina dumneavoastră de Facebook, iată, avem un sistem de hidroponie dezvoltat 100% aici la Liceul Agricol din Gioagiu, care este printat la o imprimantă 3D. Da. Ne spuneți mai multe despre acest... Da, după cum vedeți, nu trebuie să avem foarte mulți bani pentru că putem face lucrurile și mai simplu. În ideea în care ați văzut turnul respectiv de hidroponie este creat la imprimanta 3D, iar tot plasticul folosit este plastic reutilizat, reciclat din sticle de plastic, deci din sticle de apă, plată și așa mai departe. Nimic, nu mai nimic. Exact, mai nimic, în afară de energia care e consumată. Și, el este montat pe o găleată de lavabilă, adică putem fi inventivi și putem foarte bine să facem lucrurile să ne fie ușor. În interior, în loc să punem, de exemplu, substrat de cocos, am pus niște bureți de baie reutilizați, adică i-am spălat bine și i-am tăiat. Acum sunt foarte curios să vedem, încă nu avem răsadurile pregătite, să vedem cum funcționează la capacitatea lui acest sistem. Suntem în teste cu el și îmi place foarte mult pentru că aceste sisteme, dacă vor funcționa și sunt convins că vor funcționa, vor veni în completarea tuturor lucrurilor pe care noi le avem la școală. Cum funcționează? Adică acest obiect pe care le vedem acum în imagini vine montat în seră, vine... Nu, poate veni și în colțul unui apartament, nu trebuie neapărat să vină montat în seră, în interiorul, în găleata respectivă de lavabilă se află o pompă, este un furtun care duce apa până sus, în apa respectivă sunt două tipuri de nutrienți pentru plante. În aceste păhărele, în burețelele respective, vin plantele cu rădăcină, apa curge peste rădăcinile respective, hrănesc plantele și astfel plantele cresc pe acest sistem vertical. Deci, practic, l-am putea folosi și în propria locuință. Da, bineînțeles. Pe turnul ăsta sunt 12 plante. E mai eficient... E mai eficient acest sistem? Este eficient datorită faptului că nu ocupă foarte mult spațiu, unul la mână, doi la mână, vă dați seama că vorbim de verticală, dacă în, nu știu, 60-70 de centimetri cât are turnul, în cap 12 plante, dacă l-aș mai înălța, în cap mult mai multe plante și nu ocupă foarte mult spațiu și procesul de, nu știu, nu mai trebuie să mai lucrez la pământ, nu mai absolut nimic, adică îl lași acolo, dacă are lumină suficientă, își vede de treabă. Pompa
cu care urcă apa cu nutrienți, merge 3 minute, 12 minute stă, încă 3 minute merge, 12 minute stă, deci nu este niciun consum foarte mare de energie. Trebuie doar din când în când probabil să adăugăm depinde de pH-ul, depinde de pH-ul și de nivelul de nutrienți din apă, da, sigur că da. Există și un aparat care măsoară? Da, este un aparat care măsoară pH-ul apei, noi avem, l-am făcut, adică normal pH-ul trebuie să fie undeva la 6,5. La noi apa, fiind mai dură, e undeva la 7, dar ne-am descurcat, am reușit să-l aducem în parametri și să vedem acum cum, chiar foarte curios. Observ că sunteți ca un copil mic. Ați muncit pentru aceasta, nu? Fost acolo trup și suflet. Este 100% creația opera mea. Opera dumneavoastră. Exact, e 100% creația mea și de asta sunt încrezător în faptul că va funcționa. Adică vom vedea mai multe pe viitor? Da. Asta este ideea. Prima dată vreau să-l văd pe acesta cum funcționează și în cazul în care funcționează cum trebuie, atunci da, o să mai fac și altele. Cât durează realizarea? Durează destul de mult, pentru că un modul, adică respectiv trei găuri din alea, des undeva la 24 de ore până se printează. Nu e chiar atât de mult, având în vedere și satisfacția pe care o ai atunci când știi că într-o săptămână se mai poate face fără probleme încă un turn. Sau poate fi și mai înalt? Da, sigur, el e modular. E modular, deci dacă oricând se poate adăuga, sigur că da. Acum vorbim de stabilitatea lui, fiind găleata suportul de găleată, că e găleată, ce să mai atât am colocoace. Fiind mică, de capacitate mică, e de 5 litri sau cred că ceva de genul. Dar s-ar putea schimba dacă... Bineînțeles, n-ar fi asta o problemă. Adică trebuie să fie un pic stabilă. Bun, în momentul în care este plină cu apă, e clar că e mult mai stabilă. Și orice plante pot fi acolo sau există totuși niște... Există, bineînțeles, niște lucruri care nu se pretează pentru astfel de sisteme. Dar pot fi puse, nu știu, răsaduri de roșii, de ardei, merg roșiile, merg castraveții, merg ardei, am văzut inclusiv pepene verde în astfel de sisteme, inclusiv praz am văzut în astfel de sisteme, salată de orice fel, fără niciun fel de probleme. Am văzut broccoli, am văzut gulii, am văzut ce am mai văzut? Multe. Și la liceul agricol din Giurgiu ce o să vedem pus în... În primă fază, datorită faptului că suntem în teste, o să fie salată în primă fază. Mai multe tipuri de salată. Așteptam, colegii mei au fost extraordinar de drăguți și au pus răsadurile, așteptăm să prindă un pic de rădăcini ca să le putem muta în acest sistem. Abia așteptăm să vedem și noi cum va funcționa, cred. Sunt convinsă că sunteți cel mai nerăbdător. Prin PNRR, prin Smart Lab-ul de la PNRR, fiind un liceu agricol, evident că ne-am gândit să mai achiziționăm încă o astfel de fermă hidroponică. E puțin diferită decât turnul ăsta, abia aștept să reușim să facem achizițiile și să pornim odată. E un proiect câștigat, un proiect care ați primit finanțare. Urmează să primim, e contractat, e semnat contractul, urmează să primim, să-l implementăm. Acela va fi mult mai complex, mai mare? Da, este un pic mai mare, are undeva în jur la 280 de plante, deci e un pic mai mare. Sunt curios să vedem care sunt diferențele de funcționare. De asta încercăm un pic să mergem și pe zona asta de cercetare și să vedem care sunt diferențele, cum merge jumătate, de exemplu, jumătate de seră este luminată artificial, jumătate nu, tocmai pentru a vedea cum merg răsadurile și respectiv plantele, dacă sunt un pic forțate sau dacă cresc în mediul natural
natural și încercăm așa să ne jucăm, să experimentăm. Pot să experimenteze și elevii toate aceste inovații, tehnologiile pe care le aduceți aici? Tot ceea ce facem, facem pentru ei și facem pentru a le deschide oarecum apetitul pentru agricultură și pentru a vedea că efortul pe care îl depun este unul care vine răsplătit odată cu cu cultura, odată cu momentul în care vede care el salata lui, momentul în care vede care el răsadurile lui. Și asta discutam cu colegii mei din Catedra de Tehnologii, pentru că este foarte important ca elevii noștri să aibă o firmă de exercițiu sau o mini-companie elev, dar care să fie targetată exclusiv pe partea agricolă. Respectiv ei să facă calcule la cât costă sămânța, ce procentaj de germinare are, care sunt eventualele pierderi, care este eventualul profit, dacă se vinde, de exemplu. Și învățați aceste lucruri și aplicat. Da, adică să mergem pe o economie agricolă. Mă apuc de o afacere în acest domeniu, doar că ulterior poate sunt ușor dezamăgiți că ceea ce ei au investit poate nu și-au scos, mă refer financiar din tot acest proces, și atunci e bine că învățați, iată, și partea aceasta de business până sigur la urmă. Sigur că, dar asta este de antreprenoriat și ar fi un câștig pentru noi toți, pentru că lucrând astfel putem să previzionăm și noi care sunt investițiile, care sunt pierderile, care este câștigul și așa mai departe. Și tot lucrul ăsta să fie făcut de către elevi, tocmai pentru a încerca să le creștem interesul pentru partea de agricultură, inclusiv pe partea economică, adică de gestionare a unei ferme, fie ea vegetală, fie zootehnică. Ascultându-vă și acum și cu alte ocazii în alte emisiuni, stau și mă gândesc, în calitate de dascăl, de director al Liceului Agricol din Giogiu, sunteți foarte entuziasmat, sunteți acolo trup și suflet și mă întreb, în zilele noastre acestea destul de dificile, chiar și pentru învățământul românesc, ce vă mână așa în această luptă, să spunem, poate și cu sistemul uneori care vă mai pune piedici pe aici, pe acolo, dar să nu uităm că aveți și dumneavoastră o familie, aveți timp liber sau nu-l mai aveți, cine știe. Și cu toate acestea sunteți așa, trup și suflet pentru agricultură și pentru acești elevi, pentru acești tineri care reprezintă până la urmă viitorul nostru al fiecăruia. Păi ăsta este principalul motor, dacă vreți, care trage și face lucrurile să se miște. Faptul că aveți mulți cai putere. Agricultura este foarte importantă, pentru că întotdeauna vom avea nevoie de hrană. Până nu o să înțelegem lucrul acesta, o să fie destul de greu. Dar important este faptul că văzând bucuria, văzând implicarea colegilor mei profesori, a elevilor, atmosfera care este la noi, asta îți dă o energie și la noi în școală există o energie aparte și lucrurile, cum să spun eu, vin de la sine, nu este un efort, din contră este o plăcere. Săptămâna trecută m-am urcat cu cel mic, de exemplu, cu al meu ficior cel mic, ne-am urcat pe tractor și am mers să arăm în solar, că am prins o zi bună și am zis că hai să mergem să-l pregătim să fie directorul pregătit. Directorul liceului prestează și muncă fizică. Nu e o problemă, adică chiar nu e o problemă. Am fost într-un magazin de bricolaj ca să căutăm furtune și ce avem nevoie să facem sistemul de irigații la mesele din Sera Nouă. Stăteam acolo de vorbă cu reprezentantul de la raionul respectiv, de la grădinărit, l-am înnebunit pe săracul, că trebuie și aia, stai că nu-i bine și gândeam și... Adică lucrurile astea le faci din pasiune și le fac cu mare drag. Nu mi se pare un efort extraordinar. Și probabil aprecierea copiilor vine așa, ca o încununare și a muncii și a efortului pe care până la urmă îl depuneți, pentru că nu cred că este atât de ușor să atragi
cred că sute de mii de euro, nu, din proiecte. Sunt ceva sute, da, din câte mi-aduc aminte. Și să și implementezi aceste proiecte, să le și duci la bun final. Bine, acum acestea sunt majoritatea în stadiu incipient, să spunem, proiectele, da, pe care ați reușit să le câștigați. Dar urmează, oricum va fi o luptă, este clar, pentru că, din păcate, ne termină birocrația și... Birocrația noastră. Da, și o să fie foarte greu să implementăm. Adică avem și un interval de timp destul de scurt. Eu sper că totuși punând lucrurile, așezând lucrurile că mai mult către partea de investiții, o să fie mai simplu de făcut achizițiile în cadrul proiectelor cu fonduri europene și sper să nu avem foarte multe piedici. Așteptăm cu mare nerăbdare să pornim odată aceste proiecte și să reușim să aducem și noi școala, liceul agricol la un alt nivel. Poate ar fi bine să amintim măcar parte dintre proiectele pe care le aveți sau urmează să fie implementate aici la Liceul Agricol din Giurgiu, că e bine ca și cei care ne urmăresc să știe ce faceți aici. Da, avem acum în stadiu de implementare Smart Lab-ul, avem în stadiu de evaluare acel proiect pe PNR pentru liceele agricole de 650.000 de euro, unde dorim să montăm panouri fotovoltaice pe toate clădirile școlii noastre ca să fim independenți energetic. Avem în dotare o nouă dronă agricolă care face parte de multispectrală, avem un tractor cu modul GPS și o combină care este la fel cu modul GPS. Asta înseamnă că din dronă, după ce mapează drona sau, mă rog, telecomanda dronei, se pot introduce datele în tractor și își vede de treaba lui, nu mai are nevoie numai de supraveghere. Și multe alte lucruri, chiar multe. Vrem să facem un cabinet veterinar. Noi momentan avem un laborator zootehnic veterinar, să zicem, și vrem să-l transformăm într-un cabinet cu masă de operație, cu aparatură pentru analize de sânge și așa mai departe. Vrem să facem un atelier mecanic care să fie dotat cu absolut tot, de la ultima, cum îi spune, ultimul șurub până la elevator, să fie cu tot ce trebuie. Ce mai vine? Mai vine încă o fermă hidroponică, deci vor fi două ferme hidroponice și cred că cam atât, nu mai vine în minte. Eu zic acum că e și prea mult, pentru că vorbim totuși despre proiecte care se derulează pe ce perioadă? Într-un an de zile trebuie să le implementăm. Anul viitor, 2025, iunie 2025 trebuie să fie finalizat. Aveți emoții? Un pic. Un pic datorită, vă spuneam, datorită părții de implementare și sper să nu avem hicapuri din astea legislative sau ne mai mirăm de care. De obicei, probabil, lucrarea în sine durează mai puțin decât partea birocratică. Sper să meargă lucrurile mai lin și să-și urmeze cursul firesc. Acum mă gândesc că nu o să fie foarte mari probleme, nu o să întâmpinăm foarte mari probleme, sper. Sunt, de fapt, elevii au fost în această perioadă destul de agitați, având în vedere că au fost și simulările pentru examenele naționale și la nivel național au fost deja afișate rezultatele și în județul Hunedoara. În ceea ce privește elevii Liceului Agricol de la Giurgiu, cum au stat lucrurile? Aveți, încă mai este de fapt de muncit pentru unii dintre ei pentru a putea să obțină notele pe care și le doresc sau note cât mai mari, să spunem. Da, simulările, atât cele județene cât și cele naționale, din punctul meu de vedere, sunt mai mult decât binevenite, tocmai pentru că odată că este un bun exercițiu și al doilea aspect este acela că ne dăm seama, atât elevii cât și părinții cât și profesorii, care este nivelul la momentul respectiv.
Unde trebuie lucrat, ce trebuie, cum trebuie intervenit astfel încât rezultatele să fie cele mai bune. Ori rezultatele au fost peste așteptările mele, vă spun sincer, mă așteptam să fie puțin mai rău, dar nu a fost chiar atât de rău. A fost o prezență bună și acum împreună cu colegii mei care predau materiile de bacalaureat respectiv de evaluare națională și aici vorbim de română, matematică, geografie, biologie, am căzut de comun acord și știu ce au de făcut astfel încât să încercăm să îndreptăm ceea ce mai putem îndrepta. Într-un timp relativ scurt, dar totuși contează. Am avut o întâlnire cu părinții și elevii claselor a 12-a, după evaluarea județeană și după simularea județeană și am avut o discuție extrem de deschisă și de tranșantă și de clară, pentru că noi încercăm și ne dăm toată silința, dar nu ține numai de noi, adică noi putem să încercăm să-i ajutăm să învețe, să înțeleagă, dar nu putem învăța în locul lor. Ori dacă părintele acum nu stă să își sprijine copilul și să-i dea câte un imbold așa din când în când, nu prea o să fie șanse de schimbări foarte mari sau radicale. Deci cert este că este nevoie și de implicarea părinților și de implicarea elevilor, bineînțeles și de implicarea noastră, astfel încât rezultatele la bacalaureat și la evaluare națională să fie foarte bune. Și se apropie cu pași repezi. Se apropie. Săptămâna viitoare avem simulările naționale la bacalaureat, deci o să avem încă un raportor la o diferență între cum am fost la evaluările județene, cum vom fi la cele naționale. Sunt curios să vedem care vor fi rezultatele. Vor fi poate și ore suplimentare cu acei elevi care bineînțeles, avem și deja doresc, bineînțeles, că da, avem deja ore suplimentare. Avem deja ore suplimentare cu ei, avem un program de pregătire. Colegii mei, v-am spus că își dedică tot timpul pentru a încerca să-i ajute și să înțeleagă mai bine și să-și îmbunătățească felul de a învăța. Din punctul nostru de vedere, toată disponibilitatea, repet, nu ține doar de noi, mai ține și de elevi și de vorba părinți. De echipa aceea, părinte, de Sfânta Treime, exact, Sfânta Treime, de Sfânta Treime, cum îi spuneți de fiecare dată. Da. Și contează, așa cum spuneați puțin mai devreme, ca în această perioadă poate părinții să se implice mai mult decât o fac cu pe parcursul celor 3 ani și jumătate sau poate chiar 4 ani. Suntem aproape de finalul acestei emisiuni. Ce mai pregătiți în această perioadă? Pentru că știu că mai organizați și anumite evenimente care vin așa cumva să mai destindă puțin atmosfera aceea clasică cu care suntem obișnuiți în școlile din țară. Da, acum ne pregătim de Olimpiada, este clar. Ne pregătim săptămâna viitoare de simulările de bacalaureat, după care ne pregătim de Olimpiadă. Probabil că undeva în luna mai, începutul lunii mai, către mijlocul lunii mai, vom avea ziua porților deschise din nou pentru a invita toți elevii de clasa 8-a să ne calce pragul și să vadă exact cu ochii lor despre ce e vorba la noi la școală, cu ce ne ocupăm, ce facem și care sunt realizările noastre, tocmai în speranța că vor fi din ce în ce mai deschiși și vor opta către un învățământ agricol, pentru că la finalul acestui învățământ agricol, pe lângă cunoștințele pe care le dobândești, mai e și o meserie care este certificată de un certificat de calificare profesională. Poate ar fi bine să mai organizați și întâlniri între foști elevi ai liceului agricol care au reușit să aibă o afacere în acest domeniu, una de succes, poate să organizați întâlniri între actualii elevi și cei care au fost absolvenții liceului. E o idee foarte bună. Avem niște testimoniale pe pagina de YouTube a școlii noastre cu foști elevi care au povești de succes, dar da, cred că este o idee foarte bună să îi invităm să vină la noi la școală și să povestească un pic despre traseul. Și poate chiar traseul să mergeți în fermele unora dintre ei. Exact. Oricum avem proiectele cu vizită de studiu, unde asta facem, mergem la diverse ferme, atât din județul Hunedoara, cât și din țară, pentru că este foarte important pentru elevii noștri să vadă cu ce se confruntă fermierii, care sunt provocările, dar care sunt și realizările
acestora. Adică să aibă un contact cât mai mare cu ceea ce înseamnă a fi fermier și a fi un absolvent de învățământ agricol. Da, și care sunt oportunitățile? Exact. Pentru că spuneai puțin mai devreme că există în continuare o anumită reticență din partea lor atunci când vine vorba să fie, să se înscrie la un astfel de liceu cu profil agricol, dar cred că având exemplul altora ar putea să fie decizia luată mult mai simplu, exact, mai ușor toate aceste lucruri. Deci vă păstrați această idee de porți deschise, vă deschideți în fața tuturor până la urmă, indiferent de vârstă, pentru că aveți toate ciclurile de învățământ aici și îi pregătiți încă de mici. Apropo, cei mici îi scoateți și pe ei la muncă să vadă cum... Îi scoatem la plimbare doar ca să la vadă... Plimbare. La plimbare îi scoatem ca să vadă ce... Da, să vadă ce se mai întâmplă pe acolo. Este o pepinieră, dacă vreți. Încercăm să-i facem de mici, să-i atragem către activitățile noastre, tocmai pentru a le dezvolta acest drag de învățământul agricol și de agricultură și atunci ei sunt obișnuiți, pentru ei este un lucru firesc și normal să vadă atâtea lucruri, adică să vadă răsaduri, să vadă roșii, să merg și-și iau roșia. Activități specifice vârstei până la urmă. Exact, merg și-și iau roșia direct din câmp, adică nu, merg și-și iau mărul direct din livadă, fără niciun fel de problemă. Iar la final de an sau cel puțin toamna, știu că îi învățați și puțin ce înseamnă antreprenoriatul, pentru că produsele pe care le realizați aici sunt pe tarabele lor, așa, și îi învățați puțin și ce înseamnă. Da, asta este și satisfacția muncilor până la urmă. Da, asta este un alt aspect pe care l-am ridicat la întâlnirea pe care am avut-o la București, pentru că noi fiind totuși liceu agricol mai și producem și ar fi foarte interesant de văzut dacă liceul agricol n-ar putea avea și un cod CAEN de producător agricol, tocmai pentru a încerca să acceseze fonduri prin diverse instituții abilitate în acest sens pe parte de agricultură, pentru că la modul actual, la momentul actual, noi suntem unitate de învățământ și punct. Dar din fericire, noi fiind liceu agricol, mai producem un măr, mai producem o ceapă, mai producem o lavandă, mai producem un trandafir de dulceață, mai producem o mentă olandeză, mai o cireașă, mai o zmeură. Lucruri care pot fi valorificate și trebuie valorificate, pentru că este păcat de munca noastră a tuturor ca să nu valorificăm aceste lucruri. Și astfel, probabil că ar fi încurajați acești copii și mai mult și să ajungă la un alt nivel. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Suntem la final. Vom fi cu ochii pe toată activitatea pe care o desfășurați aici la Liceul Agricol Alexandru Borza din Giurgiu și mult succes copiilor, elevilor la următoarele simulări. Mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumim pentru urări. Vă așteptăm cu mare drag să ne treceți pragul oricând. Știți foarte bine că la noi la Giurgiu porțile sunt întotdeauna deschise. O să venim cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!